Ei sunt campioni de atâția ani de zile, noi de-abia am debutat. Zic că am făcut și noi un meci cât de cât frumos, ne-am ținut o repriză după ei atât cât am putut. Eram foarte, foarte sigur că prima repriză va fi foarte grea. Știam foarte bine că echipa Ploieștiului au în componență jucători bunicei. Se vede clar că ușor, ușor și ei încep să se omogenizeze.